Dumitru Vianescu s-a vindecat de COVID-19 după aproape 3 săptămâni de spitalizare. Pe 3 mai, managerul unității spitalicești din Târgu Jiu a fost internat pe secția de boli infecțioase ca urmare a infectării cu noul coronavirus. Dumitru Vianescu susține că a fost un caz asimptomatic, dar greu de negativat. Mă simt excelent pentru că am ajuns acasă în sfârșit. Sunt alături de familie și mă bucur foarte mult că în sfârșit am ieșit din spital după perioadă care nu credeam că o să stau atât de mult în spital. Din fericire, astăzi sunt acasă, sunt alături de familie și sunt foarte fericit, am pot spune. După câte zile de spitalizare, că a durat un pic mai mult decât la alți pacienți? Data de 3 mai am fost internat, până astăzi de 19 zile de când sunt în spital. A durat destul de mult. Din fericire a fost o formă ușoară, să zic așa, asimptomatic. Din păcate s-a negativat foarte greu, a trebuit să aștept după multe teste care au fost făcute și, din fericire, aceste teste au ieșit negative, 2 consecutive și astăzi sunt acasă, am ajuns în familie. După experiența în calitate de pacient, Dumitru Vianescu vorbește și despre minusurile din spitalul pe care îl conduce. Am urmărit și toate condițiile care se acordă, inclusiv masa care se servește la spitalul județean și am mâncat doar la cantina spitalului, din la masa servită de la bucătăria spitalului. Nu am văzut acele goare, să zic așa, se tot spunea la televizor, dar v-am spus, când stai de o parte sau pe margine, poate vezi lucrurile altfel și ai alte idei și le poți duce, pune în practică, astfel încât activitatea să fie îmbunătățită. Cam ce, cu ce idei ați plecat de acolo, cu ce propuneri de îmbunătățire a situației pe secții? Mă refer în special la activitatea COVID, pentru că activitatea COVID nu se va sfârși mâine, poi mâine sau peste o lună, două. Această activitate permanentă trebuie să fie îmbunătățită pentru că pacienții sunt cei care au nevoie de anumite, nu mă refer la condiții, dar sunt aceste izolări care sunt și care îi afectează foarte mult psihic. Aici trebuie umblat foarte mult și găsit anumite soluții astfel cât pacienții să fie mai ușor perioada de internare în spital. La ora actuală, un singur angajat al spitalului se mai află internat în unitate cu diagnostic de coronavirus.